Pasiunea își schimbă fața și se numește de acum datorie. Orice vreau devine un inexorabil trebuie, iar întorsăturile de drum, surprizele și descoperire de altă dată devin obișnuințe. Vinul afiert fiert și începe să se limpezească. Omul capătă tendințe conservatoare dacă totul merge bine. Privește adesea fără să vrea, Îndărăt și nu înainte și începe să-și dea socoteală de felul de cum i s-a scurs viața până acum. Își caută adevăratele motivații și face descoperiri. Privirea critică asupra sa însuși și asupra propriului destin îi oferă prilejul de a-și cunoaște felul de a fi. Dar cunoașterea acestor lucruri nu vine de la sine. Această cunoaștere nu se obține decât cu prețul unor mari zguduiri. Cum în a doua jumătate a vieții țelurile sunt altele decât în prima, o mult prea largă adăstare în atitudinea juvenilă duce la o lipsă de unitate a voinței. Conștientul zorește încă înainte, ascultând oarecum de propria sa inerție, inconștientul însă atrage îndărăt, căci forța și voința lăuntrică de extindere sunt epuizate. Această lipsă de unitate cu sine însuși produce nemulțumire, iar neconștientizarea propriei stări duce, de regulă, la proiectarea motivelor asupra soțului sau asoției. Se instalează astfel o atmosferă critică, condiție indispensabilă conștientizării. Firește, această stare nu se instalează, de regulă, la ambii soți simultan. Nici cea mai reușită căsătorie nu poate șterge cu desăvârșire particularitățile individuale, astfel ca stările soților să fie absolut identice. În deopște, unul dintre soți își găsește locul în căsătorie mai repede decât celălalt. Unul, bazat pe un raport pozitiv cu părinții, va avea puține dificultăți sau nu va avea dificultăți deloc în adaptarea sa la celălalt. Pe când celălalt, se va împiedica, poate, de o profundă legătură inconștientă cu părinții. De aceea, va ajunge abia mai târziu la o deplină adaptare și adaptarea aceasta, fiind obținută mai greu, se va menține, poate, mai multă vreme. Deosebirile de ritm, pe de o parte, iar pe de altă parte amploarea personalității spirituale, sunt cele două condiții ce produc o dificultate tipică, ce își arată efectele în momentul critic. N-aș vrea să se creadă că printr-o personalitate spirituală de mare amploare, înțeleg întotdeauna o natură deosebit de generoasă sau bogată. Nu este nici de cum așa. Mă gândesc aici, mai degrabă, la o natură spirituală într-un anume sens complicată, comparabilă cu o piatră cu multe fațete contrapusă unui simplu cub. E vorba de naturi multilaterale, de regulă problematice, marcate de unități psihice ereditare, mai mult sau mai puțin incompatibile. Adaptarea la astfel de naturi sau adaptarea lor la personalități mai simple este întotdeauna dificilă. De regulă, astfel de oameni, cu o structură într-o disociată, au totodată capacitatea de a renunța pentru mai multă vreme la anumite trăsături de caracter incompatibile și de a-și compune astfel o aparență de simplitate. Ori, bună oară, multilateralitatea lor, caracterul lor sclipitor, le poate da un farmec cu totul deosebit. În astfel de naturi, oarecum labirintice, Celălalt se poate pierde ușor sau, cu alte cuvinte, poate găsi o asemenea bogăție de trăiri posibile încât interesul său personal își găsește cu prisosință ocupații. Desigur, nu întotdeauna plăcute, deoarece ocupația sa constă adesea din al urmări pe cel din tâi pe tot felul de căi lăturalnice sau greșite. Oricum, personalitatea mai simplă are astfel la îndemână posibilitatea atâtor trăiri încât este complet învăluită sau chiar complet capturată de ele, mistuindu-se oarecum în personalitatea mai amplă și nemai văzând nimic dincolo de ea. Fenomenul acesta este aproape curent. O femeie complet cuprinsă spiritual de bărbatul ei sau un bărbat complet cuprins afectiv de nevasta lui. Am putea numi situația asta problema celui cuprins și a celui cuprinzător. Cel cuprins este, în esență, întru totul înăuntrul căsătoriei. Se întoarce nefragmentat către celălalt, în exterior nemai existând pentru el nicio îndatorire importantă și nimic care să-i captiveze interesul. Partea neplăcută a acestor stări, de altfel ideale, e dependența neliniștitoare de o personalitate cam imprevizibilă, care nu prezintă, deci, încredere sau nu e într totul demnă de crezare. Avantajul e propria stare de nefragmentare, un factor ce nu e de disprețuit în economia sufletească. Cel cuprinzător, cel care din pricina structurii sale cam disociate, ar avea o deosebită nevoie să-și găsească unitatea într-o iubire deplină, nefragmentată față de un altul, va fi întrecut în această strădanie, desigur trudnică a sa, de către personalitatea mai simplă. În timp ce caută în celălalt tot felul de subtilități și complicații care să servească drept completare și drept contraparte propriilor sale fațete, tulbură simplitatea acestuia. Iar cum în toate împrejurările obișnuite, simplitatea e în avantaj față de complicații, va trebui în curând să renunțe la încercările sale de a-i provoca unei naturi simple reacții subtile și problematice. Oricum, celălalt, cel care potrivit naturii sale simple, caută în el răspunsuri simple, îi va da în curând destul de furcă, deoarece tocmai prin așteptarea unor răspunsuri simple, constelează, cum spune termenul de specialitate, Complicațiile celui din tâi. Cel din tâi va trebui, nolens volens, să se retragă din fața puterii de convingere a simplității. Cele spirituale, procesele de conștientizare în general, presupun eforturi atât de mari din partea omului, încât el preferă în orice condiții simplul, chiar dacă nici măcar nu e adevărat. Iar dacă e măcar pe jumătate adevărat, îi cade pradă, am putea spune. Natura simplă are asupra celei mai complicate efectul unei camere prea mici, care nu-i oferă spațiu îndestulător. Natura complicată, în schimb, oferă celei mai simple prea multe camere cu prea mult spațiu, astfel încât acesta din urmă nu știe niciodată prea bine unde e locul, de fapt. Așa se face că, în mod foarte firesc, cel mai complicat îl cuprinde pe cel mai simplu. Cel din tâi nu se poate însă consuma în cel din urmă, îl înconjoară, dar el însuși nu e înconjurat. Dar cu mare poate mult mai multă nevoie decât cel din urmă să fie înconjurat, se simte exterior căsătorii și, de aceea, joacă de fiecare dată rolul problematic. Cu cât mai statornic este cel cuprins, cu atât mai expulzat se simte cel cuprinzător. Prin statornicia sa, cel din tâi pătrunde stăruitor înăuntru și cu cât mai mult pătrunde, cu atât mai puțin o poate face celălalt. De aceea, cel cuprinzător aruncă mereu priviri mai mult sau mai puțin iscoditoare pe fereastră, spre exterior, la început, firește, inconștient. Dar când ajunge la mijlocul vieții, se trezește în el un dor și mai puternic de acea unitate și nefragmentare de care, din pricina naturii sale disociate, ar avea foarte mare nevoie și tocmai atunci se petrec, de obicei, lucruri care îl aduc în conflict cu conștiința sa. Devine conștient că își dorește o întregire și starea de cuprindere, de nefragmentare, de care a dus lipsă mereu. Pentru cel cuprins, evenimentul acesta înseamnă în primul rând o confirmare a dureroasei incertitudini pe care a resimțit-o mereu. Descoperă că în camerele ce îi aparțineau în aparență locuiesc și alții, oaspeți nepoftiți. Speranța unei certitudini viitoare piere și această dezamăgire îl constrânge să revină asupra lui însuși, dacă nu reușește cumva, cu mari și înzecite eforturi, să-l îngeluncheze pe celălalt forțându-l să recunoască și convingându-l că dorul său de unitate nu e decât o fantezie de copil sau de om bolnav. Dacă acest tur de forță nu-i reușește, acceptarea înfrângerii îi va face un mare bine, deoarece îi va oferi prilejul să afle că acea certitudine pe care o căutase mereu în alții nu poate fi găsită decât în el însuși. Se regăsește astfel pe sine însuși și descoperă totodată în natura sa simplă toate acele complicații pe care cel cuprinzător le căutase zadarnic la el. Dacă cel cuprinzător nu va suferi o prăbușire în fața acelui lucru pe care, în general, obișnuim să-l numim o criză matrimonială, ci va crede în îndreptățirea lăuntrică a dorului său de unitate, atunci va începe prin a lua asupra și sfâșierea. O disociere nu se vindecă prin scindare, ci prin sfâșiere. Toate forțele ce aspiră spre unitate, întreaga dorință sănătoasă de a se vrea pe sine însuși, se vor răzvrăti împotriva acestei sfâșieri și îl vor ajuta astfel să conștientizeze posibilitatea unei unificări interioare pe care mai înainte o căutase mereu în exterior și își va găsi astfel starea de nefragmentare în sine însuși ca pe un bun al său.